Aceasta este partea a doua a prezentării pistolului CZP-07. Pentru prima parte, vedeți link în descriere. Din fabrică, pistolul meu a venit cu decockerul instalat. Nu știu dacă toate vin așa, probabil că da. Dar, și evident, cu este ambidextru. Dar vine și pentru schimbat o siguranță. Tot ambidextră, se observă că forma este ușor diferită, probabil pentru a leși diferenția vizual. Da? Acesta are dungile astea în diagonală, acesta le are în longitudinal. Se poate schimba destul de simplu în 5 minute dacă te uiți puțin pe net. Decockerul are și un arc, mare atenție să nu se piardă arcul acela. Nu-i simplu, dar nu e nici complicat de schimbat. Nu o să intru în polemica avantaje-dezavantaje decocker versus siguranță simplă. Probabil o voi face într-un material separat. Oricum, la noi, în România, având în vedere că nu ai voie să-l porți cu cartuș pe țeavă, nu prea contează așa de mult, pentru că odată ce îl porți, dacă l-ai avea cu dicac, dacă ai avea voie să porți cu gloți pe țeavă, ai putea să porți cu gloți pe țeavă și dicac, deci în poziția în care este acum. Dacă ai avea siguranță, ai putea să-l porți cu gloți pe țeavă și cocoșul coborât și siguranța pusă, deci în jos, sau cu glonț pe țeavă și, dar de fapt nu poți să-l cobori dacă n-ai decocker, decât foarte, trebuie să-l ții de el și să-l, ceea ce e nu chiar safe să faci chestia asta. Dar oricum, discuția e mai mult academică la noi, pentru că legea 295. Cătările sunt metalice și se pot schimba ambele. Partea din față este prinsă cu un șurubel mic, cu imbus cred că e. Se poate schimba și se trage în față. Chiar dacă e descărcat, acum eu nu îl îndrept spre mine, eu sunt undeva într-o parte. Doar către telefon îl îndrept. Și partea din spate este fixă, nu este, adică, pardon, este ajustabil, se poate schimba în primul rând și este ajustabilă stânga-dreapta manevrând acest șurub, care cred că este tot cu imbus. Nu am umblat la ele, cum au venit din fabrică au fost perfect aliniate și nu am avut de ce să umbla ele. Dar se pot schimba, se poți să spui cu inserție de tritium, cu glowing in the night, in the dark, sau cu big red dot, sau cu fibră optică, sau alte tipuri de cătări. Butonul de eliberare al încărcătorului este modelul clasic, nu ca la H&K unde e clapeta aici, deci este buton clasic. Eu chiar am degetul ăsta mai scurt, dar ajung, de exemplu, așa, la Shadow 1 nu ajung, la Shadow 1 așa făceam. În schimb, aici ajung destul de bine. Nu este ambidextru tot timpul, dar se poate schimba, deci se poate da jos și întoarce și pentru stângaci. Deci dacă ești stângaci, în 5 minute, 10 minute se poate muta de aici dincoace, dar nu este tot timpul ambidextru cum este decockerul și siguranța. Încărcătoarele a venit din
de nou cu două încărcătoare identice, ambele cu follower portocaliu. Aici apare roșu pe video, dar e mai mult portocaliu. Cu baseplate drept. 15 cartușe. În cap 15, dar ultimele două, ultimul cam mai greu, mai ales când că sunt noi. Dar în cap. Deci dacă insiști, în cap. Au venit și aceste două baseplate-uri diferite, care, sincer, nu m-am uitat să văd dacă sunt plus 2 sau doar o prelungire de plastic. Trebuie să mă uit să văd dacă e plus 2, dar par să fie totuși plus 2. Nu scrie pe ele. Cam atât despre încărcătoare. Maneta de eliberare a manșonului. Apropo, followerul roșu se vede foarte, foarte bine în contrast, prin contrast cu negru din jur. Este foarte mare și este ușor de agățat deget, deci ușor de ajuns la ea, dar este destul de greu de apăsat pe ea. Este solidă. Da? Deci, dar așa când îl manevrez aici, eu și stau într-o poziție mai ciudată acum, e ușor de agățat cu degetul, dar odată ce ai ajuns la ea, trebuie să apeși foarte tare ca să cadă. La început a fost și mai grea și a mai dat drumul, dar parcă totuși este mai greu de apăsat decât mi-aș dori. Totuși nu am ratat-o niciodată, chiar și sub presiunea timpului nu am ratat-o, dar pot să înțeleg că pentru unii să nu le placă să fie chiar așa de greu de apăsat pe ea. Poziția, eu cum țin, poziția naturală îmi vine să țin degetul pe ea, așa îmi vine mie foarte natural să, hai să dau ăsta la o parte să vadă. Îmi vine natural să țin așa de ea. Problema este că după 30 de cartușe îmi creează aici o rană și atunci m-am gândit să o duc la un armurier să rotunjească puțin colțurile astea, după care m-am răzgândit și am renunțat și atunci când merg și știu că trag cu pistolul ăsta, îmi pun bandă, cum îi spune, leucoplast medical pe deget și nu mai am absolut nicio problemă. Dar la prima ședință de poligon mi-a făcut o rană aici. Sper să găsesc o poză mai veche să pun. Dar după aceea nu mi-a mai creat probleme. M-am dus pregătit. Alte aspecte de menționat este partea din grip din spate, cred că backstrap îi spune, este interschimbabil, trebuie dat împins acest pin împins într-o parte, trebuie pusă presiune prea alta, pentru că trece arcul de la cocoș pe aici și ăsta e sub presiune din cauza arcului. Trebuie apăsat pe ăsta, împins pinul și după aia vine afară și poți să schimbi cu pistolul vine cu 3 small, medium și large. Am încercat pe toate 3, cel mai mult îmi place cu ăsta mai mare pentru că îmi umple mai bine aici locul din palmă și mi-a fost mai ușor să fac trecerea de la Glock care este mai lat. Deci este mai lat puțin glocul și mi-a făcut trecerea puțin mai ușoară decât cu celelalte. Celelalte mi se păreau puțin nenatural. Evident, nu toată lumea o să considere la fel. Depinde cu ce ai tras înainte și cât de mult te-ai adaptat la modelul acela de grip.
Textura este destul de agresivă, are și front checkering, adică are textură și pe față, și cea din lateral este bună, nu am simțit, nu am avut probleme. Ce-i drept, nu am tras cu el vara să-mi transpire foarte tare mâinile și încă nu am apucat, dar la cum îl simt acum, mi se pare că este o textură foarte, foarte bună și îl prind. Da, îmi vine bine în mână. Stand by! Schimbă mâna, verifică pistolul top. 5 cu 14. Alte două aspecte este beaver tail-ul de aici din spate. Este destul de sus și destul de larg, de lung. Nu am avut niciodată probleme de la cocoș. Undercut-ul de aici este ridicat, ceea ce te lasă să ridici, să duci degetul cât mai sus și atunci să ai o priză mai sus. Deci aceste două aspecte împreună te ajută să ai un grip pe poziția mâinii destul de sus. Iar ultimul aspect este sub țeavă, există așa, această șină Rails pe care se poate monta lanternă, laser, dacă ar fi legal la noi, și, de exemplu, acest Mantis. Da, se poate monta. Și ultimul aspect de care voiam să mai vorbesc este această textură aici, cred că Memory Pad îi spune, ca când îți ții degetul în poziția aceasta, ai un grip și atunci, unul, că nici nu-ți alunecă, la fel de ușor ca dacă l-ai avea aici, și îl și simți la deget. Cred că de aceea și zice Memory Pad. Există și pe partea aceasta, dar aici, posibil, dacă ai un grip cu mâna stângă diferit, ai un grip foarte dus în față să te ajute la mâna stângă să-l ții acolo și nu pe slide release cum țin eu. Pe mine personal aceasta nu mă încurcă, nu mă ajută. Aici m-am obișnuit și îmi place acest aspect. Cam atât despre CZP07. Următoarea prezentare de armă de pe canal probabil că o să fie Beretta 92 sau Norinco 1911, dacă vorbim de pistoale, sau la revolver probabil o să fie Smith & Wesson 686. Dar până atunci mai sunt și alte prezentări pe canal, Colt Detective Special, Shadow, CZ Shadow 2, sau arme istorice Luger, Parabellum sau Colt Navy 1851. Până la următorul material, salut!